După 40 de ani, România participă din nou la campionatele europene de ciclism pe velodrom. La Berlin, în prima zi de concurs, Valentin Pleșe a fost prezent în finala de scratch, terminată de ciclistul român pe locul 22 din 24 de rutieri prezenți la start. În probele pe echipe, lucrurile au stat mai rău. La urmărire pe echipe, chiar dacă a bătut recordul național vechi de 30 de ani, România în componența Alex Ciocan, Daniel Crista, Marius Petrache și Valentin Pleșea s-a clasat pe locul 12 și a ratat calificarea în finala dominată de echipa Franței. Și la sprint pe echipe, românii nu s-au descurcat mai bine și cu locul 11 în calificări au rămas în afara finalei. Tot Franța a urcat pe cea mai înaltă treaptă a podiumului, urmată de Germania și Olanda.